Superliga vă este oferită de Superbet. Jocului și iată, nu e întâmplător faptul că obține prima lovitură de la colț în acest minut 2. Execută Ben Shaib, 5 jucători, chiar 6 de la Mieveni acum în careu, de fapt la marginea careului, Migrusu, gol! În minutul 3, fază fixă, simplă, nu părea să fie nimic surprinzător, a fost o centrare pe jos și Rusu este același jucător esențial. Ce poveste are acest băiat! 9 goluri marcate în sezonul trecut, a trecut și printr-un baraj de rămânere și de promovare cu această echipă, revenit la Mioveni. Spuneam, aduce 3 puncte cu Petrolul, dă pasă decisivă în victoria de la UTA, egalează pe Șep și în prelungiri și deschide scorul în minutul 3 al acestei confruntări. Al 5-lea gol de asemenea marcat pentru CS Mioveni în această stagiune, cu totul pentru Rusu. Reacția clujenilor cu Ianis Stoica, vine centrarea destul de bună pentru Chipciu pe dreptul, șutul este blocat de Snow. Ce început de partidă, recuperează clujenii în careul advers, pasa din nou pentru Z. Gomes, luptă pentru balon acolo și până la urmă un șut pentru că, bineînțeles, încălzirea n-a avut de ce să funcționeze în această iarnă. A fost dat drumul doar cu o săptămână înainte. Acum Tiam, șansă bună! Greab scoate! Ocazie mare din nou, 2 șuturi ale lui Tiam în primele 10 minute. Iată ce început de partidă. Excelentă pasa și până la urmă și pătrunderea lui Tiam nu plasează foarte bine. Greab iese excelent în întâmpinare. Minge preluată cu mâna de Rusu. Nu, e penalti. E penalti. Penalti pentru Mioveni, minutul 24. Pentru un hands la Oancea. Ia să vedem. Nu, Ilie este acolo. Aici, când vine în fața lui Rusu, deci între Ilie și Rusu nu se întâmplă nimic neregulamentar, parcă și Ilie atinge cu mâna. Cred că e hands, se va revizui faza. Decizia inițială a lui Zabolșcova este lovitură de pedapsă și probabil îi se confirmă la VAR, ia să vedem, da. Cred că îi se confirmă la VAR... Acolo, spuneam, se află Viorel Flueran. Oancea spune că n-avea ce să facă, era în alergare. Are și el, să spunem, partea lui de dreptate. A, poate mai vedem și noi. Nu mai veni, lasă-mă să vorbesc. Spune Zabolce Covaci. Până una alta pregătește portarul pentru această lovitură de pedeapsă. Va executa Ben Shaib. Miovenul a avut un penalti și la Arad. Ben Shaib cu o dublă atunci. Al doilea gol marcat din... De asemenea, dintr-un penalti. Bine, penalti cu UTA, penalti cu Mioveni, penalti cu Sepsi, penalti cu Cluj. Parcă se aliniază toate pentru Mioveni. Greu de spus, sincer, nu pot să mă pronunț după relorile pe care le-am văzut. Poate că cei de la VAR mai au și alte perspective. Această așteptare, dacă tot e atât de
greu de văzut. Cred că Sabolș Kovac are posibilitatea să vadă și el. Ia să vedem. Ăsta cred că e cel mai bun unghi, din păcate. Mi se pare că vine totuși cu mâna așa, așa, atașată de piept, cu palma pe piept, așa vine Oancea. Acum depinde unde lovește. Mi se pare că și Ilie atinge puțin cu degetele mingea acolo, în acel duel cu Rusu. La VAR, dacă arbitrul VAR în urma vizionării reluărilor consideră că Sabolș Kovac a luat o decizie greșită, atunci îl va invita să vadă reluarea, dar îi se confirmă fără ca Sabolș Kovac să vadă reluările. Așadar, Mioveniul poate să-și asigure un avantaj de 2 goluri din nou, așa cum s-a întâmplat și la partida și în ultima deplasare. Ben Shaib execută simplu, 2-0 pentru Mioveni. Pray for Turkey. Într-adevăr, iată ce nenorociri se întâmplă prin alte părți, în Turcia și Siria. În timp ce noi ne bucurăm de fotbal. Dar Mioveniul se bucură acum de un avantaj de 2 goluri. Păi în ritmul ăsta Mioveniul o să ajungă în play-off. Sigur, glumind un pic, dar acolo toată cariera sa, are un CV bun pentru România, are totuși 6 sezoane din 8 petrecute în prima ligă din Belgia, Ben Shaib. Șutul lui, Tiam! Extraordinară execuția lui Mamadou Tiam! Ce gol frumos! Gol de fotbalist, l-a tot încercat pe grab, până la urmă prinde acel paianjen. Execuție năpraznică, nu numai grab, ci ca nimeni nu putea scoate această minge. Indiferent că ești grab sau Courtois. Poa, ce șut năpraznic! S-a pus cu toată greutatea pe acea minge. Nici o șansă pentru grab. A rupt plasa, a rupt vinclul Mamadou Tiam. 1-2 și ce meci avem, iată, aici la Mediaș. Așezați-vă comod, avem ce vedea și în finalul acestei prime reprize, dar mai ales în repriza secundă. Kipciu. Zegomeș trage mingea pe stângul, încă un dribling, Zegomeș! Și un șut scos de grab, apoi ratare monumentală! Ce ocazie a lui Tiam cu poarta goală! Un moment de virtuozitate, iată, când tocmai vorbeam de celebra școală Benfica, Zegomeș îl tăvălește serios pe Alexandru. Și apoi ratare uriașă, uriașă, este una dintre cele mai mari ocazii din acest sezon pentru Cluj. Rămâne 1-2, 4 minute suplimentare sau Kipciu, să vedem. Nu cred că are vreun stângaci în teren Ioan Ovidiu Sabău să bată din această parte. Oricum, fază importantă. Minutul 71. Până la urmă, minge mișcată pentru Ispas. Gol! 2-2! Din fază fixă a deschis scorul Mioveni. Din fază fixă egalează la 2-1 Cluj. Șut cu stângul. Am spus că nu e stângaș să execute lovitura liberă, dar e stângaci care să șuteze.
ce s-a întâmplat însă cu zidul Mioveniului. Adică sunt 3, maximum 4 scenarii care pot fi la o astfel de fază, la o lovitură liberă din asemenea zone, la nivel de primă ligă, trebuie să fii pregătit. Iată ce gaură se lasă în zid. Așa e când aduci și prea mult jucători odată, nu te mai înțelegi chiar la fel. Da, iese Z. Gomes și intră Bălan. Așa cum am anticipat, și a intrat și Antal. Până la urmă a fost o dublă schimbare în locul lui Carnat. Schimbați jucătorii din cele două flancuri, Diallo și Carnat. Încă un atac al clujenilor. Superliga vă este oferită de Superbet.